Societatea Horticultura S.A. a început curățenia de primăvară în cimitirele pe care le administrează. Echipele societății lucrează zilele acestea în cimitirul Calea Șagului și curăță aleile, erbicidează buruienile crescute printre morminte și vopsesc bordurile. Horticultura va continua acțiunile de curățenie și în cimitirul Rusu Șirianu în perioada următoare. Ne dorim să extindem acțiunile de curățenie în ambele cimitire pe o suprafață cât mai mare, de aceea le reamintim aparținătorilor că au obligația de amenajare și întreținere a locurilor de veci. Dacă nu aveți posibilitatea de a întreține personal locul de veci, vă oferim serviciile noastre de curățenie ocazională la prețul de 50 de lei sau serviciile de întreținere sub forma unui abonament anual la prețul de 218 lei, transmit reprezentanții Horticultura.